Salutare prieteni, bine v-am găsit la tutorialevideo.info. Eu sunt Vla și în tutorialul de astăzi o să vă prezint 5 aplicații de securitate bune pentru Android. Există foarte multe aplicații antivirus pentru Android ce pretind că anulează toate amenințările și vin cu o serie de instrumente pentru a ne asigura telefonul nostru smartphone. În afară de toate sfaturile și trucurile pentru a proteja telefonul nostru Android, avem nevoie de un antivirus uneori pentru aplicații. De aceea trebuie să verificăm unele dintre disponibile aplicații de securitate Android pe care le puteți avea încredere pe baza testelor de pe site-ul AV-Test, prin tot felul de rapoarte și tot felul de caracteristici. Haideți să începem. Prima dată și prima dată o să deschid un browser. Eu o să vă prezint aplicațiile și bineînțeles o să vă explic ce face fiecare în parte. Voi va trebui decât să descărcați și după aia susetați, bineînțeles dacă vă pricepeți. Pentru dacă setați, dar totuși dacă nu vă pricepe și setați antivirusul în modul paranoic, o să orice descărcați o să vă detecteze ca amenințare. Deci nu recomandat deloc. Bun, haideți să începem. Prima dată și prima dată o să fie 360 Total Security, prima aplicație pentru Android. Vedeți tot felul de chestii, scanning, Find My Phone, antivirus. Deci prima dată și prima dată e 360 Total Security. Această aplicație a fost dezvoltată în China, fiind o aplicație discutată pentru Android, și de site-ul AV-Test e recomandată, deoarece pe primul loc, și o recomand și eu, având un raport de detecție de aproximativ 100% în ceea ce privește detecția de elemente periculoase. De aceea, 360 Total Security crește eficiența smartphone-ului prin curățarea de aplicații inactive și detectează și stabilește vulnerabilitățile din dispozitiv în cazul în care noi le avem. În afară de detectarea și combatarea amenințărilor, ultima versiune, adică aceasta, mai include și o listă, o gamă largă de unelte, cum ar fi economisire de energie, curățarea memoriei RAM, un instrument antifurci și o interfață grafică foarte, foarte simplă de utilizat. Spre deosebire de alte aplicații de securitate, această aplicație este extrem de ușoară și cel mai bun dintre aplicațiile antivirus. Iar ce este cel mai bine la această aplicație este faptul că e gratuit, nu trebuie să-l cumpărăm. Bineînțeles, există și o opțiune cu plată, vă deblochează mai multe chestii, dar eu recomand, deci chiar recomand 360 Security versiunea free, e chiar ceea ce ne trebuie. După cum puteți observa, avem privacy, avem manager de aplicații, în cazul în care ne pierdem telefonul putem să ne facem cont și putem să ne depistăm unde anume e telefonul furat și așa mai departe. Bun, haideți să trecem mai departe și anume, haideți că l-am fix aici, Mobile Security, adică Avast. Avast Mobile Security and Antivirus. Acest antivirus oferă un instrument impresionant pentru a menține telefonul smartphone pentru orice fel de caz. Avast oferă în plus, față de protecția inițială antivirus, și un instrument ca și 360 Security antifurt, unde ne permite și controlul smartphone-ului de la distanță cu ajutorul SMS-urilor. Deci, de exemplu, în cazul în care v-am mai făcut eu un tutorial, în cazul în care vrem să depistăm telefonul că e în modul silențios, putem seta în acest antivirus o chestie foarte interesantă, să iasă din silent mode și să intre în general,
cu ajutorul unui SMS, să zicem, Ring My Android, My Droid, cum am făcut eu, tot v-am prezentat eu aplicațiile Ring My Droid și Clap to Find. În raportul de pe AVTS, din ce am observat, Avast a avut o rată de detecție malware de aproximativ 99,9%. Iar acest proces nu poate provoca memoria smartphone-ului foarte, foarte tare. Deci atunci când noi scanăm după diverse vulnerabilități sau chiar amenințări, Avast nu consumă chiar atât de mult. Chiar e o aplicație foarte, foarte bună. De asemenea, ce vreau să vă spun este faptul că pentru Android un Android care nu are firewall, Avast ne vine cu un firewall ce ne permite să controlăm traficul la rețea. Dacă vreți, puteți să-l instalați, este foarte, foarte simplu de folosit, vedeți. Shield, e fix ca un antivirus, anti-thief, mobile backup în cazul în care vrem să salvăm anumite chestii, putem să parolăm aplicațiile. Avem firewall, cum v-am spus. Deci tot felul de opțiuni foarte, foarte interesante. Putem să controlăm traficul la rețea și așa mai departe. Bun, haideți să trecem mai departe și anume următorul antivirus pe care îl recomand pentru Android este Avira TV Security. Avira Antivirus Security, uitați-l aici. Unul dintre cele mai bune antivirus pentru telefon cu un record aproape perfect, deci nu zic că e chiar atât de perfect, a avut pe AV-testul o rată de detecție de aproximativ 92%. E chiar foarte, foarte bine, însă, în afară de scanarea împotriva softurilor rău intenționate, mai avem și caracteristici obișnuite precum antifurt, putem bloca cartela SIM, putem să ne jucăm cu alarmele în cazul în care noi ne-am pierdut telefonul și așa mai departe. Ce este grozav la Avira este faptul că acesta are și un instrument care susține că ne recunoaște și ne avertizează în cazul în care cineva vrea să ne spargă contul nostru de e-mail sau de WhatsApp și așa mai departe, sau cineva vrea să ne folosească contul de Facebook, Outlook, Skype sau e-mail. Dacă vreți să-l instalați, îl instalați, însă la AV-test îl recomandă pe locul 3, deoarece v-am spus are o rată de detecție de 92%. Haideți să trecem mai departe și anume la următorul antivirus, Asset Mobile Security and Antivirus. Antivirusul de la Asset. Vreau să vă spun că acest soft este nou în industria de market pentru aplicațiile ce lucrează pe sistemul de operare Android, în ceea ce privește categoria securitate. Bineînțeles, are o rată de detecție impresionantă, la fel ca Avira, are un pic mai mult, adică 93%, însă nu ne oferă chiar atât de multe opțiuni de protecție față de în versiunea gratuită și suntem uneori obligați, dacă vrem mai multă protecție, suntem obligați să cumpărăm versiunea Pro pentru acest antivirus. Vedem la Free Futures că ne spune că pe AV-test a avut o rată de detecție de 100%, nu este adevărat, eu am testat antivirusul pe tabletă pe AV-test. Vreau să spun că AV-test mi-a spus că mi-a găsit virusul cu o rată de detecție de 93%, deci nu vă lăsați păcăliți de acest această descriere. Bineînțeles, înainte să descărcați aplicațiile, ce am uitat să menționez la început, încercați să vă asigurați că voi descărcați aplicațiile oficiale ale
producătorilor antivirus. Nu descărcați tot felul de chestii de securitate de pe nu știu ce site-uri fantomă sau tot felul de aplicații fantomă, doar ce alea sunt, practic zis, sunt malware, deci nu ne ajută cu nimic. Bineînțeles, caracteristicile lui Asset Mobile Security, în afară de scanarea împotriva elementelor periculoase, mai avem și o bază de instrumente antifurt, vedeți, antifurt, avem anti-phishing, în cazul în care vrem să navigăm pe internet, de fapt, stați să vă arăt. Vedeți, deci cam așa arată, așa arată pe tabletă, așa pe tabletă. De asemenea, dacă pierdem telefonul cu opțiunea anti-thief, bine, ne va trebui să ne facem un cont pe Asset, pe myasset.com, vom putea localiza telefonul pierdut. De asemenea, mai putem converti ceea ce privește, putem bloca persoane sau chiar numerele private. De exemplu, v-a sunat cineva cu număr privat și continuă să vă sună în continuare. Puteți să blocați numărul privat pentru o anumită perioadă de timp până când vă dați seama cine e acea persoană. De asemenea, mai putem bloca device-ul în ceea ce privește atunci când îl pierdem, putem bloca device-ul, putem bloca telefonul prin web și putem trimite un SMS. De fapt, folosim anti-thief și vedem unde îl putem găsi. Dar ceea ce mi s-a părut foarte interesant, atunci când pierdem dispozitivul, în afară de funcția anti-thief, mai putem pe myasset.com, ca și aplicația Prey despre care am făcut tutorial, putem să dăm telefonul fiind dispărut, ceea ce Asset îl blochează până când noi îl vom găsi. De asemenea, cam așa arată o avertizare când găsește o aplicație dubioasă. Și de asemenea, când faceți cumpărături sau navigați online, antivirusul vă păzește de site-urile periculoase. Cam asta ar fi pentru Asset Mobile Security. Nu sunt foarte multe de spus. Eu l-am pe tabletă, vreau să spun că are o rată de detecție destul de bună, are 93, chiar dacă e mai bun decât Avera, dar v-am spus, am fost nevoit să cumpăr versiunea Pro pentru mai multă pentru o protecție mai sporită. Adică, dacă vă mulțumiți cu versiunea Free pentru acest soft, este foarte, foarte bine. Dacă vreți o protecție mai sporită precum vreau eu, da, la asta mă refer. Hai să trecem la ultimul antivirus și anume antivirusul AVL. Hai să-l căutăm pe Google Play, AVL. Mă rog, o să intru pe versiunea Pro Antivirus and Security. Mă rog, chiar noi trebuie să intrăm pe AVL for Android. Asta e mai mult o aplicație de curățare, aveți grijă când... Însă, e și asta o aplicație destul de bună. Hai să vă explic cam ce facem. Deci, AVL Android Antivirus oferă detecție malware și protejează smartphone-ul de softurile rău intenționate. De asemenea, acesta a avut un raport incredibil pe AV Test, un raport de 92%, fix cât a avut Avira. Și însă nu oferă chiar atât de multe în versiunea free, la fel ca și Asset Smart Security, Asset Mobile Security, nu oferă foarte multe opțiuni în versiunea free decât securitate antifur, blocare pentru apeluri necunoscute și alte câteva setări pe care nu le-am testat încă. Însă vreau să spun că AVL Android este ușor de utilizat, are o interfață grafică foarte simplă, astfel încât acesta să nu limiteze doar eficiența smartphone-ului.
Este o idee simplă de a proteja Android-ul de tot felul de amenințări malware și a avut o rată destul de impresionantă pe AVL, fix ca Vira, însă nu avem chiar atât de multe opțiuni precum am avea în versiunea Pro a acestuia. Vedeți, pe versiunea Pro, în afară de scanare, tot felul de chestii, mai putem dezactiva opțiunea face curățenie și așa mai departe. Bun, ca asta ar fi tutorialul, sper că v-am ajutat. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați un video de comentarii acestui tutorial sau pe adresa de Skype simbian.gaming, iar eu sau colegul meu Adrian vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!